Giuvaierul s-a transformat într-o simplă piatră. Protagonistul telenovelei desfășurată pe ruta Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Steaua și iarăși Târgu Jiu, Voiculeț a dezamăgit crunt în acest debut de sezon. Numit giuvaier neșlefuit de Ionuț Badea, Voiculeț ar trebui să fie creierul de la mijlocul terenului, dar pare că suferă încă după transferul ratat în Ghencea. Depinde de el, depinde de societate, depinde de noi cum reușim să-l gestionăm ca el să poată să dea mai mult decât a făcut-o până acum. Principala problemă a Pandurilor rămâne atacul. Andeangojenii sunt blestemați, parcă să nu găsească atacanți care să dea goluri. Nici sezonul acesta nu face excepție, doar Apostu a înscris de două ori împotriva Craioveni. În rest, secetă totală. Deși ne creăm oportunități de a marca, atacanții n-au reușit să marcheze atâtea goluri câte ne-am fi așteptat de la ei. Asta nu înseamnă că ei nu au valoare. În ciuda punctelor pierdute cu multă neșansă, meciurile cu Urziceni și Dinamo, Badea evită să dea vina pe ghinion pentru situația în care a ajuns echipa. Totdeauna în sport sau cel puțin în fotbal există și o mică parte de destin, însă eu nu antrenez nici destin, nici ghinionul, nici norocul. Pentru mine un jucător care, are penalti și dă în bară, înseamnă că n-a pus piciorul de sprijin cum trebuie.